Prost ai mai vorbit și noi, mai bine, fata mea. Una dintre poveștile preferate ale copiilor, Sarea în bucate, a fost pusă în scenă de actorii Ateneului Național din Iași. Spectacolul a avut loc în aer liber, pe strada Lăpușneanu. Este un basm vechi, popular, care are morala asta că, până la urmă, trebuie să fim sinceri și să spunem cu adevărat ceea ce simțim și cum ne iubim părinții. Da, mi este o mare plăcere să joc personaje pozitive, deși și personajele negative au farmecul lor. A fost nevoie să fiu și bucătarul, și povestitorul, și pălărierul. E un spectacol destul de greu pentru mine, pentru că am foarte mult de muncă, dar în același timp și foarte plăcut, pentru că e o bucurie să jucăm pentru acești copii minunați care s-au adunat în număr atât de mare aici, pe strada Lăpușneanu, cu ocazia acestui festival. Copiii și părinții sau bunicii au vizionat cu interes piesa de teatru, iar concluzia acestora a fost că sarea este cel mai important condiment într-o mâncare. De cine ți-a plăcut? Prințesa pe care a alungat-o. De ce ți-a plăcut de prințesă? Pentru că gătea delicios. La ce piesă de teatru te-ai uitat astăzi? La Sarea în bucate. Și ce ți-a plăcut la această piesă de teatru? Prințesa, fiindcă era înțeleaptă. Și ce alt personaj ți-a mai plăcut ție? Și povestitorul. De ce ți-a plăcut de el? Fiindcă era amuzant. Dar e și plăcut să o vadă live. Inițiativa este una foarte bună, în sensul că, nu știu, încurajează copiii să meargă și la Ateneu. Am văzut copii foarte entuziasmați, organizarea a fost una foarte bună, vremea ne-a ajutat și la cât mai multe de genul. Mi-a plăcut foarte mult abordarea și comică și și pentru oameni mari, nu doar pentru copii. Spectacolul Sarea în bucate face parte din proiectul Teatru pentru toți copiii, implementat de Asociația Human Help, cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Iași.